seara, sunt Valeria Capraș și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Uniunea Europeană a echivalat certificatele COVID eliberate de țara noastră cu cele europene. Între timp, Poliția de Frontieră anunță că a mai descoperit 5 certificate false la granița cu România în acest weekend. În toate cazurile, persoanele nu se aflau în țară în presupusa zi a imunizării. Termoelectrica cere ajustarea tarifelor la agentul termic în condițiile în care prețurile la gaz au crescut. Peste 3 ani, Moldova ar urma să cumpere energie electrică și din România. Despre asta a anunțat astăzi Andrei Spânu, care afirmă că a fost semnat un contract de construcție a unei linii electrice de 158 de kilometri. Certificatele COVID emise de Republica Moldova au fost recunoscute de UE. Astăzi, Comisia Europeană a adoptat decizia care atestă că documentul moldovenesc este echivalent cu cel emis de europeni. Finally, today I have also some good news emerging when it comes to fighting the COVID crisis, because today we will have the equivalence decision of COVID certificates for Moldova, Georgia and Serbia, meaning that travel will be much easier for these citizens, but also it will mean European citizens would be able to travel. Astfel, deținătorii certificatelor COVID emise de autoritățile de la noi trebuie să descarce repetat documentul pentru a obține varianta omologată de UE. Sistemul implementat de UE presupune prezentarea unui certificat de vaccinare, a unui document care atestă vindecarea sau a rezultatului negativ al testului la coronavirus. Așadar, datorită acestei decizii, moldovenii care dețin un certificat COVID emis de instituțiile din țara noastră vor putea călători liber de mâine, fiind scutiți de restricțiile de călătorie. Statele membre UE, unde sunt acceptate certificatele digitale, pot impune unele restricții doar dacă există necesitatea. Între timp, 5 certificate de vaccinare false au fost descoperite de polițiștii de frontieră în acest weekend. Făptașii au fost documentați la punctele de trecere Sculeni și Leușeni. Polițiștii de frontieră au constatat că persoanele nu se aflau în țară în ziua în care ar fi avut loc imunizarea. La audieri, moldovenii nu și-au recunoscut vina, spunând că sunt vaccinați și că certificatele sunt veridice. Pe numele celor 5 moldoveni au fost întocmite procese verbale. Oamenii legii nu ne-au răspuns la apeluri pentru a ne spune ce riscă aceștia și care centre de vaccinare au emis certificatele false. Anterior, responsabilii de la Poliția de Frontieră anunțau că zilnic prind persoane nevaccinate cu acte oficiale. Depistarea noilor tulpini care circulă în țara noastră va putea fi posibilă din luna decembrie. Despre asta au anunțat astăzi responsabilii din sănătate, care au menționat că au nevoie de alte 2-3 săptămâni pentru a instrui personalul medical în secvențierea virusului, deși anterior reprezentanții Ministerului Sănătății spuneau că procesul va fi demarat încă din luna septembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ceremonii de donare a echipamentului necesar. Utilajul donat astăzi este necesar pentru ca experții din sănătate de la noi să cunoască ce tulpini circulă în țara noastră, cât de periculoase și contagioase sunt și ce măsuri de protecție trebuie introduse pentru evitarea unui colaps al sistemului de sănătate. Pentru a monitoriza mult mai bine dezvoltarea pandemiei, de asemenea este foarte important să vedem mișcarea, transmisibilitatea, deci geografică. Pentru a depista prezența tulpinii Delta coronavirusului în Moldova, responsabilii din sănătate au trimis rezultatele de laborator ale testelor în Germania. Răspunsul însă a fost așteptat câteva săptămâni. În luna august, ministrul sănătății anunța că la sfârșitul lunii septembrie secvențierea va putea fi efectuată și în cadrul ANSP. La mijlocul lunii octombrie însă au fost anunțați alți termeni. În săptămâna curentă au loc acele instruiri și pregătiri personal și a metodologiei, metodei respective. Sperăm că în cel mai scurt timp vom avea posibilitate. Iar în prezent, directorul laboratorului din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică spune că depistarea noilor tulpini va fi posibilă abia în decembrie. Sperăm în 2-3 săptămâni să începem activitatea propriu-zisă de utilizare a secvențiatorului. Ce durează atât de mult instruirea? Fiindcă abia câteva zile în urmă el a fost instalat, urmează ca să vină specialiștii care au instalat echipamentul pentru a instrui specialiștii noștri. Da, încă în luna octombrie, la începutul lunii octombrie, se spunea că sunt specialiștii care instruiesc deja experții de la noi din țară.
Deci în luna octombrie au fost instruiți alți specialiști. Așa arată camera de secvențiere din cadrul laboratorului central de la ANSP. Acest aparat a fost donat astăzi, cu ajutorul căruia se va efectua secvențierea și depistarea noilor tulpini, iar asta s-ar putea întâmpla în următoarele 2 săptămâni. Așadar, în 2-3 săptămâni, procesul ar urma să fie demarat. Rezultatele ar urma să fie gata în doar 24 de ore, astfel că experții de la noi nu vor fi nevoiți să aștepte câteva săptămâni pentru a cunoaște ce variante ale virusului circulă în țara noastră. Echipamentul a fost donat de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. It will help us understand disease spread, its geographic distribution and evolution of the disease. This way we will know how to target our public health measures, how to protect people from the disease and to stop, to break a chain of transmission. La mijlocul lunii iulie a acestui an, în urma testelor expediate de autoritățile din sănătate de la noi, laboratorul din Germania a confirmat că în Moldova circulă tulpina Delta, care este mult mai contagioasă și mai agresivă. O investigație jurnalistică scoate la iveală faptul că Ucraina efectuează lucrări de lărgire a Nistrului pe teritoriul său fără acordul Chișinăului. În ziua în care am vizitat aceste obiective, am observat că pe segmentul Novodnestrovsk și Cotarul cu Moldova era foarte puțină apă în Nistru. Apa din fluviu era în această perioadă pompată într-un bazin superior imens, amenajat în satul Vasilevka. Și în orele de vârf, când consumul de energie electrică este mai mare, apa din bazinul din Vasilevka este deversată înapoi în Nistru, producând astfel energie electrică. Ce consecințe ar putea avea acest lucru asupra râului și ce spun autoritățile de la noi, aflați în jurnal. O linie cu lungime de 158 de kilometri care să livreze electricitate din România ar urma să fie construită în următorii 3 ani din bani oferiți sub formă de credit de Banca Mondială. Anunțul a fost făcut astăzi de către Andrei Spânu, care afirmă că astfel țara noastră își va diversifica sursele de energie electrică. A fost semnat contractul pentru construcția a 158 kilometri de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit de 400 kV pe direcția Chișinău-Vulcănești. Construcția liniei electrice va oferi țării noastre mai multă independență energetică, fiind o sursă alternativă celei de la Cuciurgan, spune Andrei Spânu. Astfel, Moldova va putea importa energie electrică și din România. Referitor la licitație, contractul a fost atribuit către compania CHEC Internațional. Aceasta este o companie multinațională, al doilea cel mai mare producător de piloni de transmisie a energiei electrice din India și una dintre cele mai mari companii din lume de construcție a liniilor de transport de energie electrică. Prin această linie electrică, Moldova vor putea fi livrați aproximativ 600 de megawați de energie electrică pe oră, în condițiile în care malul drept al Nistrului consumă câte 800 de megawați. Diferența ar urma să fie luată în continuare de la Cuciurgan. De asemenea, Moldova va deveni parte a unei pieți energetice competitive și sigure, atât la nivel național, cât și la nivel regional european. Ceea ce în final va însemna un preț mai mic pentru energie plătită de moldoveni și securitatea livrărilor garantată. Valoarea întregului proiect este de 270 de milioane de euro și va fi finanțat de Banca Mondială, care ne va oferi un credit în acest sens. Noua linie ar urma să fie dată în exploatare peste 3 ani. Termoelectrica cere de la ANRE majorarea tarifelor la energia termică. Colega noastră, Mihaela Tabarcea, ne spune detalii. Mihaela, bună seara! Bună seara, Valeria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Cererea termoelectrică vine în contextul scumpirii gazului. Astfel, tariful pentru căldură ar putea crește din această lună. Potrivit estimărilor celor de la Termoelectrica, prețul pentru energie termică ar putea crește la aproape 1800 de lei pentru o gigacalorie, ceea ce reprezintă o scumpire de 650 de lei. Săptămâna trecută, autoritățile au anunțat că în cazul în care energia termică se va scumpi, vor veni cu compensații de 450 de lei pentru o gigacalorie. Responsabilii de la ANRE spun că au primit solicitarea celor de la Termoelectrica și că vor veni cu un răspuns în următoarele zile. Atât la acest subiect, Valeria. Mihaela, mulțumesc. Transportatorii anunță proteste după ce autoritățile nu au dat niciun răspuns la demersul lor de majorare a tarifelor la călătoriile interurbane. În replică, vicepremierul Andrei Spânu le sugerează să renunțe la șantaj și să protesteze dacă vor. Vor dublarea tarifului. Până nu voi avea calcule, până nu voi avea informații,
Până nu vom înțelege exact cum este stabilit acest tarif, eu personal nu voi semna pentru nici o majorare de tarif. Andrei Spânu a menționat însă că urmează să se întâlnească cu transportatorii pentru a discuta acest subiect. Asociația Transportatorilor Auto a cerut majorarea tarifului după ce prețul la benzină și motorină a crescut simțitor în ultima perioadă. Alexandru Stoianoglu susține că perchezițiile repetate efectuate în biroul său sunt ilegale. Însoțit de avocații săi, procurorul general suspendat a venit astăzi la Curtea de Apel, unde urma să fie examinată contestația față de prelungirea mandatului de arestare la domiciliu, emis pe numele lui Stoianoglu. Ședința a fost însă întreruptă după ce avocații au depus o cerere de recuzare pe numele unuia dintre judecători. Prezent astăzi la ședința de la Curtea de Apel, Alexandru Stoianoglu, care stă în arest la domiciliu de o lună, ne-a spus că periodic este vizitat de polițiști care monitorizează cum este respectată măsura preventivă. Chiar în același zi când a fost în privința mea aplicată această măsură preventivă, a venit la mine polițiști de sector, a prezentat, a spus că iată, ei vor supraveghea măsură în privința mea. După asta a venit câteva ori, sună practic fiecare a două zi. Nu aveți voie să ieșiți nici la balcon, nici pe scară? Niciodată, da, niciodată nu am ieșit. Nu vreau să fac probleme nici pentru polițiști, nici pentru familia mea. Alexandru Stoianoglu a mai spus că perchezițiile care s-au desfășurat vineri în biroul său de la Procuratura Generală sunt ilegale. Eu nu am fost în biroul respectiv care nu a fost sigilat și care acum este oficial procuror general interimar mai mult decât o lună. Ce s-a întâmplat pe perioada asta în biroul respectiv, eu nu știu. În același timp, eu pot vă spun cu toate responsabilitatea cu un birou în afară de materiale de lucru sau materiale cu care eu am lucrat fiecare zi, nu sunt nimic. Totodată, Stoianoglu a mai spus că CSP-ul a fost politizat. Reacția vine după ce Consiliul Superior al Procurorilor a dispus evaluarea activității sale. Eu sunt gata. Unica problemă care eu văd, eu nu am acces la materiale, dar eu am ce demonstrez. Astăzi, magistrații de la Curtea de Apel urmau să se expună asupra demersului depus de avocații lui Stoianoglu, prin care au cerut ca el să fie eliberat din arest la domiciliu. La debutul ședinței, însă, aceștia au înaintat și o cerere de recuzare pe numele unui judecător. Astfel, magistrații vor examina mâine contestația. Procurorul de caz, Victor Furtun, a declarat că, prin asta, avocații procurorului general suspendat ar tergiversa procesul. Formal nu mi-a fost prezentat cerere de recuzare ca să o citesc, dar ce s-a expus în ședință din frazele care s-au expus, eu văd că nu este temei legal ceea ce s-a expus în ședință de a recuza un judecător. Alexandru Stoianoglu a fost reținut pe data de 5 octombrie după ce în biroul său de la Procuratura Generală au fost efectuate percheziții. El este acuzat de abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declarații și exces de putere. Stoianoglu se declară nevinovat și spune că procurorii nu au probe care să-i demonstreze vinovăția. Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, este invitat al Orenei Bogza la ediția de astăzi a emisiunii În Profunzime. Discuțiile se vor axa pe numirile din cadrul MAI a persoanelor cu presupuse probleme de integritate, corupția în rândul polițiștilor, dar și noul proiect de lege privind interzicerea filmărilor angajaților MAI. Emisiunea de astăzi nu va fi difuzată în direct, fiind înregistrată. Auditul intern care a fost desfășurat la indicația mea a scos în veleag foarte multe scheme frauduloase și multe scheme care favorizează o serie de firme. Anual, zeci de milioane ajungeau în buzunarul cuiva. Până acum, în această perioadă, eu am semnat peste 40 de cereri de demisie. Oameni care au plecat din sistem. Aceste 40 sunt mult mai multe, dar aceste 40 vizează conducători de prim rang. Aceasta este prima emisiune la care participă Ana Revenco în calitate de ministru de interne. Urmăriți ediția de astăzi, imediat după știrile de la ora 20. Emisiunea va fi difuzată și pe site-ul protv.md. Subordonarea justiției, majorarea cheltuielilor pentru guvern și președinție, dar și a prețurilor la carburanți și la alte produse. Sunt doar câteva dintre acuzațiile aduse guvernului de către socialiști, care au prezentat astăzi un raport de alternativă pentru cele 100 de zile de activitate ale executivului. În replică, cei de la PAS susțin că au preluat guvernarea într-o perioadă dificilă, dar se laudă cu mai multe reușite.
că avem cel mai neprofesionist guvern, cel mai slab guvern, care nu este capabil să ajute niciun cetățean și nu este capabil să ajute oamenii în perioada de pandemie, în perioada de criză. Astăzi avem un guvern care practic a sortit întreaga populație și a adus în loc de vremuri bune promise, a adus doar sărăcie și lipsă de speranță. Pe această notă, socialiștii și-au început astăzi discursul ieșind în fața presei cu un raport de alternativă pentru cele 100 de zile de activitate ale guvernului, pe care spun că l-au pregătit împreună cu experții lor. Șirul de acuzații a fost lung. Guvernul Gavriliță a început cu majorarea numărului ministerilor, adică mai mulți miniștri, mai mulți șefi și povară mai mare asupra bugetului public național. Adică astăzi cheltuielile pentru întreținerea administrației centrale sunt în creștere, inclusiv și președinție. Pentru creșterile de prețuri din ultimele luni, tot actuala guvernare este de vină, spun socialiștii. Creșterea prețurilor la carburanți, la benzină, la motorină, creșterea prețurilor și tarifului la gazele naturale, creșterea prețului la electricitate care ne așteaptă, agentul termic și multe alte. Și asta nu este tot. Deputații PSRM i-au acuzat pe cei din PAS că și-au subordonat justiția, iar după ce au demis membrii Consiliului Audiovizualului, urmează să-și subordoneze și presa. În replică, cei de la PAS spun că au preluat guvernarea într-o perioadă dificilă, dar totuși au reușit să facă față, făcând referire la majorările de pensii, asigurarea țării cu vaccinuri și atragerea fondurilor externe. Nu în ultimul rând, aceștia se laudă că au reușit să asigure țara cu gaz. Crucifixul instalat de Andrei Năstase la Mai va fi scos, a decis Curtea Supremă de Justiție. Este un act rușinos și considerăm că este unul rușinos chiar pentru întreaga țară, deci când se va permite o astfel de operațiune de a scoate crucea dintr-o instituție de stat. Cum a comentat decizia Andrei Năstase, vă spunem la știri. Ministerul Sănătății a raportat pentru ultimele 24 de ore un bilanț de 54 de decese cauzate de COVID-19. Dintre acestea, doar 9 victime au fost răpuse de virus ieri și azi, celelalte date fiind înregistrate în luna octombrie și la începutul lui noiembrie. Ele sunt mai multe. Ele vor veni o parte astăzi, mâine, dar aceasta nu este atât de grav. Este important ca astăzi, când publicăm datele, să fie absolut clar, în dreptul fiecăruia, să existe alături data decesului. Săptămâna trecută, responsabilii de la Ministerul Sănătății au anunțat că în bilanțul zilnic sunt introduse date de o vechime de mai bine de un an. Se întâmplă din motiv că circa 200 de decese cauzate de COVID-19 nu au fost raportate la timp. În acest context, nu este clar care este situația epidemiologică în prezent în țara noastră. Medicii și paramedicii din Republica Moldova, trimiși în România pentru a-și ajuta colegii de acolo în lupta cu coronavirusul, și-au încheiat astăzi misiunea. După 2 săptămâni, timp în care s-au aflat la spitalul mobil din Lețcani, aceștia au revenit acasă. Cu devotamentul de care ați dat dovadă, pentru profesionalismul dumneavoastră, pentru faptul că ați tratat pacientul ca și cum ar fi fost una dintre rudele voastre. Felicitări, sunteți frații noștri, mulțumim! Pe parcursul misiunii, medicii și paramedicii din țara noastră, detașați în România, au activat în ture câte 12 ore alături de colegii de peste Prut. Aceștia au oferit suport în asistența medicală, ajutor în proceduri medicale, dar și în transportarea bolnavilor. În total au fost antrenați 62 de medici și paramedici, dintre care 17 angajați SMURD Moldova. Misiunea a început pe 18 octombrie. Două țări diferite, aceleași mesaje. Persoanele care au protestat ieri în centrul capitalei, unde a fost organizat un maraton de vaccinare anticovid, au folosit mesaje similare cu cele scrise pe pancartele unui grup de manifestanți de la Kiev. Participanții sunt membrii aceleiași comunități care se declară împotriva vaccinării obligatorii, deși în Moldova, spre exemplu, imunizarea este benevolă. Sunt imagini filmate ieri în scoarul Teatrului de Operă și Balet. Puțin peste 10 persoane au protestat lângă autobuzul în care a fost improvizat un punct de vaccinare anticovid. Oamenii țineau în mâini pancarte pe care erau scrise diferite mesaje, precum spune nu vaccinării sau spune nu pașapoartelor COVID, lozinci folosite și de protestatari din alte țări.
Data de 3 noiembrie, centrul Kievului. Mai mulți oameni au ieșit la un meeting antivaccinare. Pe pancartele lor vedem exact aceleași mesaje, doar că sunt scrise în limba ucraineană. În încercarea de a afla cine este coordonatorul acestei campanii, am descoperit că este vorba de o comunitate cu membrii în Moldova, Ucraina și Letonia. Unul dintre participanți este Veceslav Valico, fost candidat independent la alegerile parlamentare din iulie, care a fost reprezentat de Veceslav Platon. Участников нашего движения позиция одна и та же. Мы вместе разработали концепт и приняли вот такие вот mesaje, то есть сообщения. Acesta spune că membrii comunității sunt împotriva vaccinării obligatorii, deși în țara noastră imunizarea este benevolă, iar specialiștii spun că este cea mai sigură protecție împotriva coronavirusului. Începând de astăzi, toate persoanele nevaccinate din Austria au intrat în carantină la domiciliu. Vor avea voie să iasă din casă doar pentru a face cumpărături de strictă necesitate, pentru a se duce la serviciu sau pentru a merge la medic. Și Germania vrea să introducă un lockdown pentru nevaccinați după creșterea dramatică a numărului de infectări cu coronavirus. Noul regim de izolare pentru cetățenii nevaccinați introdus astăzi de autoritățile austriece a provocat proteste. Ich bin heute hier, weil ich einfach für meine Grundrechte kämpfen möchte und dass die weiter bestehen können. Diese Maßnahmen sind absolut diskriminierend, angefangen von der Impfpflicht im Gesundheitspersonal. Welche Berufsgruppe kommt denn als nächstes? Das ist eine große Schweinerei, weil es gibt so viele Probleme jetzt in Österreich, in der Regierung. Und das ist nur, damit die Leute Brot und Spiele Începând de astăzi, persoanele nevaccinate din Austria pot părăsi locuința pentru a-și cumpăra mâncare, a merge la farmacie, să facă sport sau să se vaccineze. Nerespectarea izolării se va pedepsi cu amenzi de până la 1.500 de euro. Guvernul austriac ia în considerare și o stare generală de carantină de noapte și Germania vrea să introducă un lockdown pentru nevaccinați într-o încercare de a stopa transmiterea virusului. Numărul spitalizărilor a ajuns la 100.000. Este o catastrofă. Muss man sagen, die Patientenzahlen nehmen deutlich zu. Wenn wir uns die Inzidenzen und die Neuinfektionen der letzten zwei Wochen angucken, da sehen wir einen Anstieg von 30.000 auf 50.000. Und das hat sich auch widergespiegelt in der Belegungszahl bei uns. Cu peste 8,9 milioane de cazuri înregistrate de la începutul pandemiei, Rusia ar putea introduce obligativitatea pașapoartelor sanitare pentru a avea acces la restaurante și transportul public în contextul unui nou val de cazuri de coronavirus. Astăzi au fost înregistrate peste 38.000 de cazuri și 1.211 decese. Peste 5 milioane de persoane au murit din cauza COVID-19 în întreaga lume de la începutul pandemiei. Organizația Mondială a Sănătății estimează că bilanțul real ar putea fi de 2-3 ori mai mare decât cel raportat. Ucraina lucrează la lărgirea albiei râului Nistru de pe teritoriul său pentru a asigura funcționarea celei mai mari hidrocentrale din Europa. Sunt declarațiile fostei deputate PPDA, Inga Grigoriu, care face referire la o investigație jurnalistică. Grigoriu acuză ministrul mediului de tăcere și de faptul că nu intervine pentru a opri lucrările. Ministra Iuliana Cantaragiu susține că nu deține oficial astfel de informații, precizând că Chișinăul și Kievul încă nu au ajuns la un acord în acest sens. Săptămâna trecută, portalul internațional balkaninsight.com a publicat o investigație care releva că în Ucraina este lărgită albia râului Nistru. Autorul materialului susține că lucrările au loc pe teritoriul țării vecine la hotarul cu Republica Moldova după ce autoritățile noastre nu au oferit un răspuns la solicitarea ucrainenilor privind arendarea unui segment de teren moldovenesc. În ziua în care am vizitat aceste obiective, am observat că pe segmentul Novodnestrovsk și hotarul cu Moldova era foarte puțină apă în Nistru. Apa din fluviu era în această perioadă pompată într-un bazin superior imens, amenajat în satul Vasilevka. Și în orele de vârf, când consumul de energie electrică este mai mare, apa din bazinul din Vasilevka este deversată înapoi în Nistru, producând astfel energie electrică. Ilie Gulcă susține că apa pompată poate fi ținută în acel bazin de acumulare și câte o săptămână, perioadă în care nu există debit pe Nistru, nici în Amonte și nici în aval de Naslavcea. În urma acestei investigații și reprezentanții platformei DA au bătut alarma, solicitând Ministerului Mediu să vină cu mai multe detalii referitor la acest subiect. Tăcerea Ministerului de Resort al Republicii Moldova creează confuzii
și neclarități privind procesul de negociere. Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, afirmă că procesul de negociere cu Ucraina pe acest subiect este unul dificil. Cunoașteți dacă la moment se fac într-adevăr lucrări acolo? Oficial, noi nu cunoaștem. Ceea ce am văzut din investigație jurnalistică, am transmis o scrisoare către autoritățile din Ucraina, oficială, pe canale diplomatice, bineînțeles, prin care am solicitat să dea explicații ce se întâmplă. Potrivit Iulianei Cantaragiu, deși a fost creată o comisie specială pentru discuțiile cu autoritățile Ucrainei pe acest subiect, încă nicio ședință nu a avut loc. Sunt anumite aspecte care nu sunt prevăzute, de exemplu, chiar și modul de monitorizare bilaterală a procesului de funcționare. Ce se întâmplă în cazul în care agentul economic nu respectă aceste reguli? Cum ei sunt trași la răspundere, cum ei sunt puși pentru în condițiile în care să recupereze prejudiciu cauzat din cauza nerespectării, cum ei sunt verificați și așa mai departe. Făcând referire la surse diplomatice de la Kiev, anticorupție.md scrie că autoritățile ucrainene au promis să susțină țara noastră în rezolvarea conflictului transnistrean, iar în schimb Chișinăul ar urma să închidă ochii la lucrările de la complexul hidroenergetic nistrean. Ministra Mediului susține că nu știe nimic despre acest lucru. Construcția complexului hidroenergetic nistrean a fost începută în 1973 și potrivit proiectului urmează să fie finalizată până în 2035, autoritățile din Ucraina intenționând să instaleze 7 generatoare, ceea ce ar duce la construcția celei mai mari hidrocentrale din Europa, centrala hidroelectrică de acumulare prin pompare nistreană. Proiectul însă nu prevede nicio garanție de mediu pentru Republica Moldova. Potrivit ministrei, în prezent, riscul cel mai mare îl constituie o scădere a calității și cantității apei, lucru care ar putea afecta asigurarea consumatorilor cu apă suficientă și de calitate bună. Iuliana Cantaragiu a menționat că în prezent are soluții pentru această problemă, dar deocamdată nu le poate enunța ca să nu piardă din teren în procesul de negocieri cu Ucraina. Bunurile lui Vlad Plahotniuc în valoare de circa jumătate de miliard de lei rămân sub sechestru. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a declarat inadmisibile solicitările avocatului acestuia, care a contestat decizia. În sesizare, apărătorul a menționat că sechestrul încalcă dreptul de acces liber la justiție și dreptul de proprietate. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a sechestrat 52 de bunuri în cadrul dosarului fraudei bancare. Printre acestea se numără 11 automobile, 11 imobile, dar și 17 construcții locative și nelocative. Astăzi, avocatul fostului lider PD nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Țintuit într-un scaun cu rotile, dar vârsta de 22 de ani, un tânăr din capitală a găsit forțe pentru a merge mai departe și a fi fericit. Niciodată să nu zici nu, numai înainte și da. Îi aflați povestea lui Sergio Badă în jurnal. Crucifixul instalat în 2019 la Maiei de ministrul de interne de atunci, Andrei Năstase, va fi dat jos. Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de către instituție la decizia luată în favoarea Consiliului pentru Prevenirea și Eliberarea Discriminării, care a cerut ca acesta să fie înlăturat. Mitropolia Moldovei a calificat hotărârea drept una rușinoasă. Recursul depus de către Ministerul Afacerilor Interne se declară inadmisibil. Încheierea este irevocabilă. Se arată în decizia Curții Supreme de Justiție. Astfel, crucifixul urmează să fie înlăturat în următoarele zile de pe holul Ministerului de Interne. Printr-un comunicat de presă, responsabilii de la Maia au declarat că se vor conforma. Andrei Năstase, cel care a stat în spatele acestei inițiative, a scris pe pagina sa de Facebook că cineva de la Maia vrea să ia jerati cu mâinile justiției aservite. Să înțelegem că justiția moldovenească îmbracă deja haine galbene. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei au declarat că decizia CSJ este una incorrectă. Este un act rușinos și considerăm că este unul rușinos chiar pentru întreaga țară, deci când se va permite o astfel de operațiune de a scoate crucea dintr-o instituție de stat. Crucifixul a fost instalat pe un perete din interiorul sediului Maiei în septembrie 2019, atunci când liderul platformei de Andrei Năstase era ministru de interne. Atunci a fost organizat un eveniment la care au participat Mitropolitul Moldovei și cel al Basarabiei.
Ulterior, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a cerut prin judecată înlăturarea crucifixului. Membrii comisiei au considerat atunci că instalarea simbolului religios în incinta unei autorități publice reprezintă instigare la discriminare pe criteriul de convingere religioase. Mai ea a solicitat anularea deciziei în toate instanțele de fond, argumentând că acest crucifix este un semn național. Judecătoria din sectorul Râșcani a respins recursul mai împotriva Consiliului, decizie care a fost atacată și la Curtea de Apel, însă și cea de-a doua instanță a menținut hotărârea. Totodată, printr-o decizie luată anterior, CSJ l-a scutit pe Năstase de obligativitatea de a prezenta scuze publice pentru instigare la discriminare manifestată prin instalarea crucifixului și discursul de la evenimentul respectiv. Surpriză mare în Bulgaria, o nouă formațiune politică înființată în septembrie de doi antreprenori cu studii la Harvard a câștigat alegerile parlamentare de ieri potrivit a 4 exit poll-uri. Noul partid anticorupție a învins partidul lui Boyko Borisov, aflat un deceniu la guvernare. Acesta a pierdut voturi din cauza scumpirii energiei și a corupției, dar și pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19 care copleșesc spitalele. Disputele politice i-au împiedicat pe opozanții fostului premier să formeze un guvern după precedentele două runde de alegeri din aprilie și iulie. La scrutinul prezidențial care a avut loc tot ieri, actualul președinte Rumen Radev, un critic dur al lui Borisov, este cotat cu aproximativ 50% dintre voturi, dar se pare că va fi nevoie de un al doilea tur. Prezența la vot a fost la un nivel minim record de aproximativ 25,5%. Criza apărută la granița dintre Polonia și Belarus se lasă cu noi sancțiuni. Ministrii europeni de externe se vor întâlni la Bruxelles pentru a include în listă companiile aeriene și agențiile de voiaj bănuite că ar fi implicate în aducerea migranților la frontiera cu blocul comunitar. Oficialii Uniunii Europene acuză Belarusul că a provocat intenționat haosul de la frontieră. Liderul autoritar Alexandru Lukashenko neagă acest lucru. Astăzi, la prânz, cei aproximativ 2000 de migranți s-au apropiat de punctul de control al frontierei Brusghi-Cuznița, de la granița belarusă-polonă, cerând să fie lăsați să intre pe teritoriul UE. Potrivit Ministerului Polonez al Apărării, migranții au fost trimiși de către forțele belaruse care le-ar fi spus că de la punctul de control vor fi transportați cu autobuzele în Germania. Oficialii Uniunii Europene acuză Belarusul că a provocat intenționat haosul de la frontieră, iar astăzi Consiliul Uniunii Europene a decis extinderea scopului sancțiunilor impuse regimului de la Minsk. Astfel, sancțiunile vor putea viza indivizi și entități care organizează sau contribuie la activitățile regimului Alexandru Lukashenko, cum ar fi companii aeriene și agenții de voiaj, bănuite că ar fi implicate în aducerea migranților. Organizați migrațiunea potoc через Belarus este себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены. Санкциями пугают. Ну хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить. Вот я там ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все. Дальше нам отступать некуда. Владимир Путин дал ассигурирование, что Европа не будет остаться без газа и что будет говорить с Лукашенко. Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет. Я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах, просто это... Mii de migranți, majoritatea din Irak, Siria și Yemen, sunt flancați de o parte și de cealaltă a graniței de forțe de ordine și de bariere de sârmă ghimpată. Aceștia au ajuns în Belarus în speranța de a trece apoi în Uniunea Europeană, însă au fost blocați la frontieră în condiții dificile, pe o vreme tot mai rece. Polonia susține că între 3 și 4 mii de migranți s-au adunat în tabere de-a lungul frontierei belaruso-poloneze. Ce nu ne omoară, ne face mai puternici. O demonstrează din plin Sergio Badă, care la doar 22 de ani s-a pomenit într-un scaun cu rotile. Tânărul însă nu a căzut pradă depresiei, ba din contră. Și-a găsit o meserie pe placul sufletului și chiar s-a căsătorit. Iar astăzi se declară un om absolut fericit. Acum 11 ani, un cumplit accident rutier l-a țintuit pe Sergio Badă în scaunul cu rotile. A urmat ani în care a învățat să trăiască altfel, iar de curând tânărul și-a întâlnit marea dragoste. Ne-am întâlnit pe rețelele de socializare. Îl urmăream, văzusem cazul lui, ce s-a întâmplat cu el
și aveam o simpatie față de el. Alături de Sergiu, Alina se consideră astăzi cea mai norocoasă femeie. El e curajos, lucrează, își face singur bani pentru cheltuieli. Eu nici nu simt că el... Asta că îl ajut să urci în cărucior, pentru mine... Tinerii căsătoriți au planuri mari de viitor. Dorim să avem copii, suntem încă tineri, în putere, vrem să facem o casă a noastră, să ajutăm părinții. În plus, de când a ajuns în scaunul cu rotile, Sergiu și-a descoperit marea pasiune, cea de a prelucra lemnul. Deodată nu era vorba că adică să fac profit din asta, era vorba că adică să-mi fie interesant. Nu știu, pe urmă, citișorul, la prietene, mai chiar și încadonam, chiar și luam numai cât costa numai materialul. Datorită acestei îndeletniciri, tânărul a simțit că trăiește din nou. Mă uitam la televizor, ori în telefon, ori ceva. Dar acum nu mă gândesc la asta. Știu că trebuie să mă duc să aduc, trebuie să mă duc să fac, trebuie să vorbesc cu domnul, trebuie să vorbesc cu doamna. Adică sunt într-un proces care nu se termină niciodată. Mesele sunt făcute 100% manual și fiecare este unică. Orice masă care am făcut eu este unicală. Mai mult în lume nu e așa ceva. De mai bine de 3 ani tânărul meșterește mese 3D, iar acum meseria îi este și mai frumoasă pentru că o face împreună cu soția sa. Trebuie de mutat ceva fașă, trebuie de prelucrat o masă, îi pot să fac în locul meu. Telefonez cu camera, îi arăt, ia că uite ce am făcut aici, uite partea asta cum am făcut, e bun așa, oi, bun, hai că mergi. Alături de Alina, Sergiu spune că este un bărbat împlinit și, cel mai important, iubit. El mă iubește așa cum sunt. Dizabilitatea sa nu l-a împiedicat să se bucure din plin de viață și îi îndeamnă și pe alții să facă la fel. Niciodată să nu zici nu, numai înainte și da. Sergiu a demonstrat că este un adevărat luptător, iar astăzi visul său este să meargă din nou. Vreo 6 ani de zile de când am început să colectez bani. 94-96 de mii numai operația costă. Azi fi bă bine, n-azi fi bă bine, nu știu, dar eu sunt luptător. Paris Hilton a avut parte de o nuntă ca în basme. Moștenitoarea Imperiului Hotelier a petrecut 3 zile și 3 nopți. Evenimentul de celebrare a căsătoriei a început vineri la vila de peste 60 de milioane a bunicului său și s-a încheiat aseară cu un carnaval. Celebra moștenitoare Paris Hilton s-a căsătorit la vârsta de 40 de ani după ce a bifat 3 logodne. Fiica celei mai bogate dinastie a avut o nuntă de lux cu 4 rochii de mireasă. Paris Hilton s-a căsătorit cu afaceristul Carter Rome într-o ceremonie fastoasă la moșia din Bel Air a răposatului său bunic. Petrecerea e patat prin lux și opulență cu aspeți de top de la Hollywood. Evenimentul a ținut 3 zile și 3 nopți. Sâmbătă, Paris Hilton și proaspătul ei soț au închiriat întregul ponton de pe plaja Santa Monica din Los Angeles pentru o petrecere tematică de nuntă denumită Paris World, iar aseară a avut loc un fel de carnaval la care Paris s-a îmbrăcat în roz din cap până în picioare. Mirele a avut un look mult mai casual, purtând un training navy cu accente roz în ton cu rochia soției sale. E clar că dacă a așteptat până la 40 de ani pentru a se mărita, Paris a vrut ca nunta ei să fie una de pomină și chiar așa și a fost. Carter se iubește cu Paris din decembrie 2019. Ei s-au logodit în ziua în care ea a împlinit 40 de ani. Carter i-a oferit logodnicei sale un inel de logodnă cu diamante de 2 milioane de dolari. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Boxa, iar invitata de astăzi este ministrul de interne, Ana Revenco. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222133645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!